găsi domnilor și domnilor la agricultura cu un milion de fețe. Mă gândesc că și dumneavoastră ca fermier, din când în când, sigur aveți treabă la oraș. Nu știu dacă ați remarcat, dar cel puțin în București există niște panouri ale unei organizații pentru protecția drepturilor animalelor care spun așa: "Stop exporturilor de animale vii, că bietele animale sunt chinuite și nu contează că uneori se întâmplă așa." Ei bine, Uh, un raport al Comisiei de Agricultură din Parlamentul European cere Comisiei Europene o decizie de interzicere a exporturilor de animale vii. Acum, câtă pierdere e pentru fermierii români, nu știu, că și așa noi exportăm mult. Dar există și soluții alternative. O să discutăm despre acest lucru. Au ajuns primi 10 milioane de euro din banii promiși de Comisia Europeană, bani pe care România a cheltuit mai mulți, adevărat, vreo 30 și ceva, 40 de milioane, pentru combaterea peste porcine africane. Primii 10 milioane de euro au și ajuns. De astăzi mai sunt... Fiind de 12, mai sunt 12 zile, nu așa? Până tăiem porcul, până la ajun. Avem uh, câte ceva pentru dumneavoastră și o informație pentru cei care se ocupă de prelucrarea producției primare, da? Producția de cidru în România, dar și de hidromel, nu va mai fi accizată. Acciză zero. Bun, sunt multe altele, haideți să începem pe rând. Comisia pentru Agricultura Parlamentului European, care discută tot ceea ce trebuie să reglementeze agricultura europeană, da, și viitoarea alocare bugetară, evident, și-a găsit un nou subiect de lucru. Probabil la presiunea unor organizații de susținere a drepturilor animalelor, și sunt foarte multe, și e bine că sunt, nu-i așa? Această Comisie pentru Agricultură a întocmit un raport care recomandă Comisiei Europene, de fapt cere Comisiei Europene, să fie interzise în spațiul comunitar exporturile de animale vii de acolo. Da? Deci orice țară care are relație comercială cu un alt stat din interiorul granițelor Uniunii sau din afară, de exemplu cu țările arabe pentru exporturile de ovine, da? să nu mai poată exporta animale vii. Pentru că există și explicații, există filmulețe care demonstrează acest lucru. Um... Animalele transportate vii sunt de multe ori transportate în condiții improprii, sunt înghesuite, sunt chinuite, sunt duse pe arșiță, se pierde foarte mult timp la încărcarea vapoarelor, la descărcare. De multe ori când nu sunt primite în statele de destinație, sunt abandonate pur și simplu și ele sunt așadar chinuite și mor. De aceea se propune sprijinirea înființării de abatoare cât mai apropiată de locul de creștere a celor animale. Sigur, evităm cruzimea asupra animalelor, sunt de acord cu acest lucru, dar tot le omorâm până la urmă. Bine, nu trebuie să le omorâm în chinuri. Și se recomandă exportul de carcase. Da? Problema e că pentru exportul de carcase, sigur, nu comentăm o astfel de decizie. Dreptul unei inițiative, eu spun că la bază stau organizațiile pentru protecția drepturilor animalelor, care, evident, nu se gândesc întotdeauna la drepturile fermierilor. Astfel de inițiative sunt bune, dar o să facem un abator, de exemplu, lângă Tichilești. Da? O să tăiem porci acolo sau hai să facem un abator undeva în mărginimea Sibiului. Și o să tăiem oile care vor fi exportate apoi în Iordania, în Egipt, în Arabia Saudită, în Emiratele Arabe Unite, pe acolo pe unde se mănâncă foarte multă carne de oaie. Și carnea de oaie românească e bună și are șanse să cucerească piața. Dar după ce facem acest abator, care va presupune o cheltuială, nu-i așa? O cheltuială suportată probabil în bună parte de Uniunea Europeană, dar într-o oarecare măsură și de beneficiarea abatorului, adică de ciobanii respectivi, de autoritățile locale, se va mai pune problema și a neutralizării deșeurilor care rezultă, da? Alți bani, altă distracție. La un moment dat o să obținem acele carcase frumoase, curate, gata de export în Iordania, să spunem. Așa, și de la Sibiu până în port la Constanța, de unde pleacă vaporul, carcasele vor trebui duse cu camioane frigorifice, dotate cu instalații frigorifice. Și aici bănuiesc că e vorba de o altă cheltuială, nu e așa? Și o cheltuială mare. Un camion frigorific, dacă un camion obișnuit costă vreo 200-300 de mii de euro, da? și mă refer la unul bun, ai un camion frigorific, costă cu vreo 50 de mii de euro mai mult. Probabil că cei din Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European, în înțelepciunea lor, se vor gândi și la metode de ajutorare a producătorilor, a asociațiilor de producători, cu sume de bani care să permită și construcția abatoarelor și cumpărarea de camioane frigorifice. Și apoi, după încărcarea pe vapor, niciun animal sub formă de carcasă nu se va plânge de condițiile de transport. Nu. Spun încă o dată, nu militez împotriva acestui gen de organizații, extrem de puternice, extrem de agresive și de bine documentate. Dar trebuie găsită o cale de înțelegere. Sigur, animalele au drepturile lor, dar fără a fi considerat un cinic că doar creștem animale pentru a le mânca, nu e așa? Unii sunt de părere că ar fi mai bine să mâncăm doar plante. Trebuie să găsim o cale de mijloc în așa fel încât nici producătorii de hrană animală să nu fie împovărați cu cheltuieli exorbitante la un moment dat sau greu de suportat în viitorul apropiat. Da? Nu știu care e cale de aur în acest demers al celor care cer interzicerea exporturilor de animale vii, dar undeva trebuie să se găsească o înțelegere. Problema e că deocamdată e o cerință, e o recomandare, nu e o decizie la nivel european, dar să știți că există sancțiuni prevăzute în acea propunere, sancțiuni destul de mari. Și dacă te arde financiar odată, s-ar putea să nu-ți mai revii un an întreg din vânzarea tuturor turmelor tale sub formă de carcasă către Iordania. Deci cineva trebuie să spună că și producătorii din domeniul zootehniei au drepturi. Au dreptul, în primul rând, la a avea un câștig decent de pe urma muncilor. Și așa fermierii se știe nu doar că ei se plâng, dar se știe, sunt de, de multe ori prea puțin recompensați pentru ceea ce fac. Pe lanțul alimentar cel mai puțin primește fermierul, producătorul de la baza lanțului. Da? Noi plătim o sumă din care fermierul primește un procent, de fapt nu un procent, câteva procente, dar puțin. Da? Mai sunt intermediari, mai sunt supermarketurile, mai sunt pierderile, și atunci de ce să împovărăm și mai mult bietul producător? Păi vorbim de o schimbare. Nu fundamentală, dar importantă a agriculturii europene, în perspectiva de după 2020. Nu cred că e cazul să începem cu tot mai multe îngrădiri pe bietul fermier. Trăim într-o piață concurențială. Deja vorbim de dorința de a face o agricultură europeană mai verde, adică mai curată, mai ecologică, cu mai puține uh, efecte negative asupra mediului și a schimbărilor climatice. Să reducem amprenta de carbon. Sigur, cunoaștem cu toții aceste obiective, care de mult nu mai sunt sloganuri, ci sunt uh, obiective și au fost trasate căi de acțiune pentru atingerea lor. Da fermierii de la coada lanțului, primii în acest prima za din acest lanț, ce vinau, unii dintre ei abia se descurcă de pe un an financiar pe altul. Da, pentru că au și ei de plătit taxe, impozite, au copii de ținut la școală, au de plătit sistem de sănătate, contribuie și la fondul de pensii și la șomaj, eu știu, da, și vor și ei să trăiască de la lună la lună, că așa e normal, da? Nu o să-i plângem pe crescătorii de oi, de exemplu, dar sunt unii care n-au mii de, de oi în turmă. Și atunci oamenii aceia ar putea fi direct loviți de, de astfel de decizii. Crescătorii de porci. Bun. Ei au fost loviți deja de pesta porcina africană în România. Export de carne de porc din România nu prea s-a mai văzut de mult, dar destul de puțin. Iar dacă se descopere vaccinul, aleluia cu exportul. Dar export de bovine, că tot se face la petru de Mureș, nu prin uh, ameliorare genetică uh, s-a obținut un vițel care are același caracteristici ca celebra vită de cobe. Asta e denumirea comercială, adică o carne foarte bună, marmorată. Și la un moment dat o să se producă mult în România și din această rasă, da. sau uh, bălțata românească, sau uh, zimentalul. da. Avem și noi, de exemplu, și altele, da, angusul. De ce să nu exportăm din România carcasă de angus? Da, trebuie să vedem în ce condiții și cât ne costă. E adevărat, deocamdată nu prea pleacă vite mari din România vii decât cele care sunt excelente pentru reproducție. Da, hai să ne gândim în primul rând la sectorul creșterii oilor. Da? Aici cred că lovitura ar fi foarte mare printr-o eventuală interdicție a exporturilor de animale vii. Că iepuri și păsări prea puțin. Dacă tot am vorbit de păsări, mă uitam astăzi pe o știre, doar am să trec așa rapid peste ea. Cei care studiază evoluția raselor în timp au spus că puiul de astăzi e un monstru din punct de vedere al alcătuirii sale corporale. Puiul pe care noi îl cunoaștem și îl cumpărăm de obicei dintr-o vitrină frigorifică, că e de la producător, o fermă sau alta, că e din supermarket, seamănă de prea puține ori, zic ei, cu puiul original de ceva timp în urmă, sau cu puiul crescut acasă, da, are picioarele mici, pieptul mare și i-a scăzut și inima că om, acel animal nu mai face sau pasărea respectivă deși tot din regnul animal, nu mai face destulă mișcare. A au fost domesticite acum 8000 de ani și între timp am avut noi grijă într-un timp scurt să le modificăm. Deci asta e, mâncăm niște monstruozități și n-am să le zic genetice pentru că deocamdată ingineria genetică e destul de puțin prezentă în acest domeniu, nu e așa, deși ne putem întreba și noi cum un pui crescut intensiv ajunge gata de tăiere în câte 6 săptămâni, 8 săptămâni, surprinzător. Noi creștem o găină la țară și abia după un an de zile ne îndurăm să o tăiem. E adevărat, e mai ațoasă, dar parcă are al gust. Dar șase săptămâni, hai pun opt, două luni, să faci puiul gata de tăiat și îl transformi în uh, pastă pentru tot felul de preparate sau îl găsești de cumpărat. Vă amintiți și dumneavoastră, nu? De experimentul cu pulpele americane din anii 90, da? Când în, uh, te duceai a părut să, domnule, era extraordinar după ce nu văzuse în foarte mult timp uh, carne prin galantare, da? Vă amintiți, era salamul cu pene, uh, frații Petreuș, uși, uh, Adida și de porc, da? Dintr-o dată au apărut pulpele aduse din America. Domnule, o pulpă de aia, de pui american, era cât una de vacă românească, nu exagerez. Dacă când o puneai la prăjit, rămânea cât o ciosvârtă de vrabie. N-a fost bun. Ei, așa e și cu puii din ziua de astăzi, cresc rapid, sunt buni, se mănâncă ușor, dar parcă n-au gustul ăla, nu? Și nici oule din sistemul crescut intensiv nu seamănă nici măcar la gălbenuși cu ouăle de la țară. He, aici e atul nostru. Am putea în țara asta să producem pentru o bună parte din Europa astfel de produse. Da, mai sunt destui fermieri care ar putea să crească găini în sistemul acesta liber, de altfel bateriile deja nu mai sunt permise în europeană. Da, dar să le crească, eu știu, pe o râpă undeva, în județul vasului, Da unde nu poți să cultivi nici măcești măcar. Să-ți faci o fermă de părsă, păsări, să pui un gard așa. Nu să nu treacă găinile, să nu vină mistreții să ți le mănânce. Să le crești acolo libere. Le băi, arunci niște boabe și după aceea să vinzi o găină, așa cum vând francezii, da? Le cocle. Sunt niște puișori, atâta, dar foarte scumpi. Ei, noi am putea să vinem niște găini sănătoase în Europa la prețuri de, de s-ar fermierii producători. Da, mă rog, până atunci ce mai este. Da, să nu uităm că... Avem uh, posibilitatea să vindem mult în afară și deocamdată ne mulțumim cu potențialul. O să ne hrănim cu potențial în curând. Bun, hai să vorbim de, de chestiuni concrete, că iar trece emisiunea și n-apuc să vă spun uh, mult prea multe. 10 milioane au venit de la Comisia Europeană, sunt uh, o parte, o treime, aproape din cei 34 de milioane de euro promiși și alocați de Comisia Europeană Guvernului Român ca rambursarea cheltuielilor făcute cu prevenirea și combaterea pestei porcine africane. Bine, România a cheltuit mai mult, vreo 40 și ceva de milioane, aproape 50, dar cei de la Comisia au constatat că acele cheltuieli eligibile sunt de 75%. Și s-a calculat 34 de milioane de euro, grosomodo, mai e ceva pe acolo, dar cam 34 de milioane și ceva și 10 milioane de euro, anunță Ministerul Agriculturii și salutăm acest lucru. Au fost decontați de Uniunea Europeană. Asta înseamnă că, pe măsură ce vin banii aceștia, ei, sigur, vin de la Comisia Europeană, trec în buget, dar eu sunt convins că vor fi folosiți în continuare pentru combaterea răspândirii pestei porcine africane, care să nu uităm, e prezent în mult peste o mie de focare în România. Mult, nu e așa? Vedem ce fac autoritățile, pentru că se apropie perioada de, de tăiere a porcilor. Unii taie la Călugăren, da, dar tot acolo se duc medici în control. Călugăreni e pe drumul național 5, cel între București și Giurgiu. Călugăreni, un celebru centru de creștere a porcilor cu boabe de animale, uneori. Da, nu contestă. contest eficacitatea acestui sistem. Vorbeam de acțiune ale autorităților, de exemplu, în Tulcea. Da, în Tulcea există, pe lângă mulțimea de focare de peste porcina africană, pe lângă riscul apariției gripei aviare și a pestei rumegătoarelor mici, există mistreți și șacali. Și vânătorii sunt pe capul lor. În ultima vreme, în două săptămâni, au extras, așa se numește, nu spun că au împușcat, au extras 19 șacali. Sincer, nu știu să vă spun dacă e mult sau puțin, pentru că ultima dată când am trecut eu prin Delta, n-am văzut niciun șacal. Deci să-i număr nici măcar atât. Am văzut un câine al Deltei, el ați văzut și noastră la televizor, el devine și mănâncă pâine aproape din mână. Dar șacali n-am văzut. Dar sunt. Da? Sunt mulți șacali în Delta. Și atunci vânătorii din Tulcea au hotărât să extragă, da? 19 exemplare. Sau, mă rog, atât au putut. În ceea ce privește mistreții, ăștia mai mult sunt găsiți morți decât sunt împușcați. Au fost 123 găsiți morți, iar 61, 61 erau bolnavi de peste porcină africană. Bun, deci măsuri de prevenție, există măsuri de prevenire, există măsuri de intervenție, există. În acest sens, medicii veterinari și cei îndrituiți să facă astfel de verificări au hotărât că în această perioadă, extrem de grea pentru porcul românesc, nu-i așa? Că știe că îi se apropie funia de par. În această perioadă, medicii veterinari, inspectorii sanitari, sunt cu ochii pe locurile unde sunt crescuți în număr mare porcii și unde sunt sacrificați. De exemplu, comuna Călugăreni, da? cam la jumătatea distanței între București și Giurgiu. Un loc celebru de unde poți să-ți cumperi porcul gata tranșat. Avem ceva pregătit pentru dumneavoastră. La nivelul instituției Prefectului Județului Giurgiu și al Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor a fost aprobat un plan de măsuri, astfel încât cetățenii să fie informați cu privire la condițiile în care își pot sacrifica porcii în siguranță sau transporta carcasa de porc obținută, știut fiind faptul că unele localități din județ au fost afectate de virusul pestei porcine africane. Toate târgurile din județ au fost închise, dar în localitățile neafectate de virus, oamenii își pot să Sacrifica animalele și pot transporta carnea provenită de la acestea în baza unui formular eliberat de medicul veterinar. Se apropie Crăciunul. Toți gospodarii vor sacrifica animalele în zonele neafectate de peste porcina africană și vor putea sacrifica și transporta la rude carcasa obținută, doar în baza unui formular pe care îl va elibera medicul veterinar de liberă practică din comunele județului. Este singurul document care poate să ateste faptul că suinele au fost crescute în gospodărie, că nu provin din zone afectată de peste porcina africană, că nu reprezintă un pericol de difuzare a și proprietarii și rudele sau cine transportă nu vor avea probleme pe drumurile naționale, a declarat directorul DSV Giurgiu. Pe formular va fi înscris numărul de crotaliu și faptul că porcul a fost crescut în zonă neafectată de virusul peste porcine africane. Fără acest formular, carcasa de porc putând fi confiscată, iar posesorul sancționat contravențional. Ional, 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 Ional. Bun, Posesorul poate fi sancționat contravențional. Sigur că ați remarcat și dumneavoastră că ocolirea legilor e un sport național, nu doar în România. Totdeauna se găsesc metode de a nu face așa cum spune legea. Și eu am remarcat în ultimele zile o mulțire exponențială a anunțurilor în mediul online de vânzare de porci. Poți să cumperi uh, o mie de porci, odată, de exemplu. Da, ia adun de pe două, trei site-uri și cumpere o mie de porci. Nu există nici cea mai mică garanție de siguranță. Nimeni nu-ți garantează că acel porc n-a murit de bătrânețe sau de peste porcina africană. Tu te bucuri că l-ai găsit acolo, că ți-l livrează acasă, gata tăiat. Și ce faci cu el? Ce garanție ai? Spuneți-mi și mie, care orășean se va duce cu bucățica de carne la un laborator veterinar sau la un cabinet veterinar că sunt din asta peste tot în orașe, dar se ocupă mai mult de câini și pisici și va cere să-i fie făcut examenul tricineloscopic. Da. Arătați-mi un orășean care face chestia asta de bunăvoie și mai dea și bani pentru asta. Oamenii cumpără pe încredere, dar încrederea asta de multe ori poate fi păgubitoare. Ce garanție aveți dumneavoastră că cum să spun, că acea carne e bună. E ca și cum ai face o nuntă și ai cere ca darul să fie dat în plic închis, da? Unul poți să să-ți spună bilete de autobuz, altul poți să să-ți spună jumătate de ziar, tăiat sub formă de bancnote. Nu ești în pierdere? Mai că aici, în cazul cumpărării de poști de pe internet, atenție, poți să te și îmbolnăvești. Poate că nu să mori, da? Nu dorim nimănui acest lucru. Dar de ce să, vii tu, să devii tu focar purtător de virus de PPA? Așa că, atenție, sigur, e avantajos. să Încurajăm Astfel de formă, de comerț online, de asociații de producători care și-au făcut pagini într-o formă sau alta, da, și vând, de grupuri de consumatori. Dar atenție la garanțiile oferite de, de cei care vând astfel de produse. Bun. Două informații pe scurt și apoi vreau să vorbesc despre un fenomen de asociere care începe să prindă tot mai mult teren în România. Producătorii români vor fi scutiți de aplicarea accizei pentru cidru de mere sau de pere, la fel ca și pentru hidromelul produs din miere. Asta e un lucru foarte bun. Deci, de azi înainte producătorii români de cidru și hidromel vor avea acciză zero. A existat și până acum această prevedere, dar nu știu cum Dumnezeu de se aplica numai la importurile de cidru și hidromel. De exemplu, da, cidru făcut în Bulgaria, că Bulgaria au știu să se miște foarte rapid, venea cu acciză zero în România. Producătorul român de cidru nu intra în piață că era mai ieftină la adus din Bulgaria, indiferent de cât de strong era el sau nu. Bun. Uh, și acum vreau să ne ocupăm pe ultima sută de metri, mai sunt vreo două minute și jumătate de emisiune, de un subiect, v-am vorbit mereu de nevoia de asociere, da? Unirea face puterea, cum ne spunea și Moșiu roată, da? Acu 100 și 1859, parcă, sau 56. Uite că nu stau bine cu istoria. Asocierea autorităților locale. În România avem așa, Asociația Comunelor din România, Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Consiliilor Județene. Avem regiuni de dezvoltare, vreo 8, da? Uh, Ei bine, toate acestea nu sunt suficiente pentru cei care vor să obțină mai mult pentru cetățenilor. Și ați văzut zilele trecute a apărut Alianța Vestului, o uniune între patru orașe mari, uh, Timișoara, Arad, Oradea și Cluj. Oamenii aceia, cei patru primari și-au dat mâna, au pus la punct un document, l-au semnat și au spus în baza acestui document ne vom ocupa de conectarea mai bună a localităților noastre, să aducem mai multe fonduri europene, să acționăm împreună ca o singură mână. Evident, nimeni nu e împotriva unui acest fel de unire. Acest exemplu a început să fie imediat urmat, de exemplu, la Baia Mare. Primarul Cătălin Chereche și-a anunțat și el că face alianța Transilvania de Nord. Foarte bine să facă acea alianță. Senatorul Tanțoș Barna spunea că se gândește să facă la o alianță a Ținutului Secuiesc. Să o facă, pe principii de dezvoltare. Foarte bine. Niciuna nu e autonomistă. Nu e federalistă. Știm acest lucru. Sunt pe principii de dezvoltare. Dar comunele de, dincolo de... Eu nu contest utilitatea Asociației Comunelor din România. Al salut pe domnul Drăghiș cu această ocazie. Dar poate că anumite comune, lăsând la o parte acest cadru mare și destul de greoi birocratic la un moment dat, ar putea să decidă să facă poli de dezvoltare locală. De exemplu, cum e undeva lângă Huși, da? E o comună lângă Huși care are și strand. Cum e în Constanța, da? Acea comună poate fi exemplu pentru toți cei din jur. Faceți acest de, astfel de forme asociative. Împreună vă va fi mai ușor să accesați proiecte europene de valoare mare. Și împreună, cota dumneavoastră de cofinanțare va fi redusă proporțional. Mai discutăm și mâine, pe curând. La par, cea mai importantă federație a fermierilor români susține agricultura cu un milion de fețe.